Слушай, микрофон. Попни мы трафик. Ты чизя из республики? Трансфер камеру, видишь микрофон. Что у вас происходит? Чем ты сейчас будет себе больной? Чем ты сейчас умел вас? Чем ты сейчас умел вас? Ему фенты для пола не говорит, что у тебя было. Пронуцарик? Говно был как скидок. Мой пронуцарик? А? А? Да. Да, дичь, ну спрашь публику, ну спермите. Putem să întrebăm pronunțare să... Nu, fără cameră intrați. Bun, unde fără cameră? Dați-mi voie. Camera lăsați-o. Stați camera și putem intrați. Vă rog, dați-mi voie să întorci să pronunțare unii hotărâi. Stați camera și intrați. Vă rog frumos, dați-mi voie să întorci la pronunțare. Dar ce fără camera? Domnul judecător așa. Dar e publică. Așa a spus domnul Brățoaie? Publică, dar fără cameră. Nu știți că e ilegal chestia asta. Hotărârea de judecată este publică. Toți 18, 30, 15. E acolo pronunță sau să sclizeți și fac ei pe bancuri? Să iasă o să întrebați? Nu, 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 nu. Dați-vă voi să intru cu pronunțare publică. Domnul polițist, dați-vă rog la o față. Țineți camera, lăsați camera și intrați. Ce este pistol sau nu e slujbă? Dar care e problema? Domnul jucător așa o solicită. Toate întrebările instanța de știu. Păi da, să nu întreb, de ce este tot? Nu se iasă, spus, nu întrebați. Păi acum atâma când pronunță, pe urmă n-așa am posibilitate. Se iasă cu dată, domnul Matasaru, și o să nu întrebați. Hai dat-o-mi voi, îi dea mă asta chiar. Domnul avocat, ce domnul s-a aplicat măsurile preventive, arestare preventive, termen 30 zile, nu vin să-l popor. Sunteți de acord cu... Veți contesta? Eu nu, că nu sunt de acord, dar legea nu e de acord. Ce anume? Deci a fost arestat pentru că a pronunțat o hotărâre. O hotărâre care este irevocabilă, nimeni nu a anulat-o și nimeni, nici judecătorul de instrucție care a adoptat această lege și nici procurorul nu a fost în drept să pui în discuție această hotărâre. Iar trebuie mai întâi să hotărască despre legalitatea acestor ordonanțe în ordine prevăzută de Constituție, de legea națională și după aceea erau liberi să hotărască, să aprecieze și așa mai departe. Dar atâta timp cât hotărârile care au fost pronunțate de către judecători Popoi și ceilalți care toți au fost sunt în vigoare, asta e nonsens. Dar ce se întâmplă, domnul avocat? Ce spune clientul asta meu? Clientul meu nu spune nimic, el spune că trasa răspundere penală și este arestat ilegal. Comentariul meu zice, e vinovat. E vinovat, da. Cum vă numiți, domnul avocat? Ei, n-am mai știți cu Uganovscă. Bun, îl mă numesc Uganov. Ce ar putea să se întâmple dacă dumnealor ar fi acum în libertate? De ce nu-i lăsați? Noi ne-am expus opinia la înaintare de mersuri, deci considerăm că necesită să fie izolați de societate în vederea evitării riscului ingerinței în activitatea organelor de urmărire penală și eventual la instanțele judecătorești. Considerăm că poziția care cerește o om în societate le-ar permite într-o oarecare măsură sau prin cunoscuți sau alte persoane să încerce să influențeze cumva mersul urmăririi penale. De ce? Considerăm că instanțele judecătorești corect au apreciat aplicarea anume acestei măsuri preventive. Domn procuror, totuși explicați-mi, vă rog, de ce anume sunt denumiți acești judecători? Pentru că, iată, avocatul unuia dintre ei susține că nu a pronunțat o decizie legală, pentru că altfel ar fi fost un alt dosar penal ce ține de pronunțare decizii legale. Da, deci cunoaștem opinia părții apărării cu referire la acest subiect. Sunt învinuiți persoanele respective, sunt învinuite în principiu, din, în aceea că au
coparticipat la spălarea banilor în proporții, coparticipat în proporții deosebit de mari. Deci, sigur, faptele au fost săvârșite de către mai multe persoane, dumnealor doar și-au dus aportul în ajutor, așa să spunem, prin emiterea anumitor hotărâri. Nu putem, organul de urmărie penală și inclusiv organul procuraturii nu poate nici printr-un act să se expună că această hotărâre este legală, ilegală, însă putem trage concluzii că aceste hotărâri au fost folosite de către ulterior, de către alți coparticipanți la spălarea banilor și în aceasta dumneavoastră sunt acuzați. Deci că au emis aceste hotărâri care ulterior au stat la baza spălării banilor prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Deci nu sunteți de acord cu argumentele unuia dintre avocați? Nu suntem de acord, desigur că dumnealor au invocat aceste circunstanțe și în instanță de judecată. Noi ne bazăm pe baza probelor comiterii faptului spălării banilor, nu a pronunțării unei hotărâri ilegale, conform articolului 37 din Codul Penal, după cum a invocat partea apărării. Nu mai este tot, dar cum comentați dumneavoastră că anume în ajunul campaniei electorale sau proces la aceste arestări? Are vreo legătură? Nu comentez, consider că aceasta este opinia unor probabil analiști sau unor persoane care doresc să spună astfel de declarații, pentru că organul de urmărire penală este un organ independent, inclusiv procuraturii, și administrează probele, rețin persoanele, investigează dosare. Pe 2 ani, de 2 ani s-au comis aceste acțiuni. Dacă doriți, nu se conduce de anumite criterii politice la investigarea infracțiunii. Pentru aceea că dumneavoastră comunicați că 2 ani s-au efectuat investigații, dar într-adevăr sunt anumite acțiuni de urmărire penală care durează pe parcursul anilor. Cum ar fi cererile de comisii rogatorii, alte acțiuni de urmărire penală care au fost efectuate pe parcursul acestor ani și nu necesită suplimentar discuție în cauzele penale pornite suplimentar. Adică nu are nicio legătură cu campania electorală? Eu presupun și sigur de aceasta că nu. Ce are un judecător cu campania electorală a unor politicieni care în desfășurare la mod. Cum ce are? Doar ce are? Procurorii să gestionează Partidul Democrat. N-ar fi uite ce de Partidul Democrat. Eu mă abțin de la astfel de comentarii. Aveți alte întrebări pe urmărie penală sau nu? Ce ține de judecătorul Orândaș, pe numele lui, s-a eliberat mandat de arest? Nu cunosc, dar v-am spus anterior. Nu cunosc. Bine că nu cunoașteți, adică faceți, examinați un grup și faptul că el e activ pe Facebook și voi... Grupul de urmărie penală nu este obligatoriu să cunoască toate celelalte acțiuni care au fost făcute de colegi. Tâmpenii, adică voi examinați un dosar comun și voi știți numai ce... Astea sunt presupunerile dumneavoastră de care eu nu sunt obligat să țin. Bună ziua, domnul Rosmei. Asta istorică și nu permiteți la pronunțare hotărârilor care scoateți. Eu am permis la toți la pronunțare, dar nu se permite filmarea, că nu sunt înțeles. Da, da. Dar iată, domnul, i-a spus lui că în general să nu se permite. A interzis accesul. Eu am spus și am dat și reprezentantul presei și a asistat acum. Nu se permite filmarea, atât de. E că lui, i-a spus așa ceva că nu se permite în general. Ați spus minciuni.